ca să ne mai faci o dată de râs în fața lui, știi? Dole, am cerut, noi avem CNR pe care a și scris și domnul director, se așteaptă răspunsul primarului. Da, domnul primar, am înțeles că pe două, în două, trei zile ne răspunde. Da, și vă cuvântem. Nu, nu e nicio problemă, vă dați să știi, așa să nu zici la momentul ăla, doamne, de ce ne-am dat cu la mine. Și la posturile de televizor. Drogorea nu mă cheamă. Cu respect. Să fii sigur că găsesc. Ce faci? Am văzut că nu are așa. Un obiectiv care a luat. Sau doamnă din cusă. Domnul Tavi, domnul Stăchiciu, nu poate să-și ia... Domnul Gigi, domnul 363, eu m-am văzut pe obiect și năsură, 37. Premieră. Dar eu trebuie să iau un răspuns ca să pot să-l comentez. Discuțiile care le-am purtat și cu Ciprian, și el mi-a spus același lucru care mi l-a spus. Dar asta nu înseamnă, nu așteptam ca domnul primar sau domnul director să nu ne asigure asta. Nu ne așteptam, e un punct de vedere. Acum am vrut să văd punctul de vedere oficial. Da. Asta este. Poftiți. Băi, Sandule, și te-ai albit, mă? A fost și la mare. Băi, de unde veni tu ești? Te-ai albit, mă? De unde veni tu? Uite, un bun pas, pas. Ce vreme, eram și de tine și frumoși, mă. Mai păcăliți o săptămână acum. Păi nu e cum. O tână, nu trebuie una tână. Să ne ținem de cuvânt și să putem iniția această, începe această conferință de presă. Doresc să vă aduc în atenția a dumneavoastră, a presei, a Consiliul Local, Consiliul Județean, a suporterilor. Dorința noastră a grupului de inițiativă Petrolul 52 de a veni ca o soluție în vederea construirii unui nou proiect Petrolul Ploiești. Vrem să
ne arătăm disponibilitatea față de autoritățile locale în participarea la un nou proiect și pe această cale am dorit să vă arătăm că formăm o familie, familia care se cheamă Petru Ploiești. Toți cei care îi vedeți în acest grup au făcut parte din, de-a lungul timpului, din familia Petru Ploiești, care au contribuit la palmaresul acestui club. Sunt oameni de o valoare incontestabilă și care doresc să-și pună în slujba comunității locale capacitățile dumnealor din punct de vedere sportiv, din punct de vedere moral, pentru formarea unei noi echipe care să ne reprezinte cu succes. Cedez cuvântul domnului Mircea Drida, care este purtătorul de-a lungul timpului al imaginii Petrului Ploiești, omul care ne-a sufletit și ne-a adus alături de dânsul în această acțiune și față de care suntem datori să îi asigurăm nu numai sprijinul nostru, cât și respectul nostru al tuturor. Vă mulțumesc pentru cuvintele adresate, numai că adevărul nu este aici. Adevărul este, dacă vreți, în rând cu mine și în spatele meu. Deci ce ne-am dorit și pentru ce suntem aici? Ne-am dorit mai de mult, la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, copiii spun la cei de 40-50 de ani, pentru că de la ei până la noi mai sunt încă 30 de ani. Deci și-au dorit să creeze o asociație numită Pro Petrol, prin care să încerce să ajute petrolul aflat în acea perioadă într-o situație delicată, dificilă, eu spun, o situație fără întoarcere. Între timp lucrurile s-au schimbat, o defecțiune juridică a întârziat treaba aceasta, s-au schimbat lucrurile, petrolul a ajuns în faliment și atunci am zis, pentru că nu știm noi prea multe, nu avem niciun jurist în jurul nostru, nu știm prea multe din punct de vedere juridic, dar știm un lucru, că falimentul poate dura o lună, poate dura și 2 ani. Și atunci se creează un vid de, pe care îl vom suporta noi, cei care am făcut parte cândva din această echipă și îl veți suporta și dumneavoastră ziariștii și deși suporterii. Și am zis, doamne, să încercăm să facem o echipă curată, o echipă fără emisiuni politice, o echipă care poate în această perioadă de restriște, ca să spun, că pentru noi falimentul a însemnat mai mult decât un deces și probabil că vă dați seama de ce, nu? Să creăm o echipă care să poată să continue la nivelul la care este permis, probabil că Liga 4, Liga 3 nu este posibilă, până când problemele legate de faliment vor fi clare. Și atunci, cei care au toate drepturile legale respectiv primăria, va stabili. Mergem cu ei, facem noi o echipă, ne unim în așa fel încât să apară din nou ceea ce așteptăm cu toții, deci marele fece petrolul. Chiar dacă acest mare fece petrolul se va afla la un moment dat în Liga 4 sau a 3. Acesta este motivul. Ne aflăm aici și cu părere de rău, văd că mai mult suferă cei care au fost alături de noi cu anii, deci suporterii de o vârstă cu mine, nu? Am încercat vineri, Tabia a făcut o adresă către clubul sportiv municipal, care este cel care administrează bazele sportive, inclusiv stadionul. N-am primit niciun răspuns. Astăzi am fost împreună la 9:30 la domnul director, dânsul a telefonat la domnul Vivi Răchită, care este consilier al primarului. Răspunsul a fost clar, n-avem niciun răspuns de la domnul primar. Motiv pentru care am zis, domnule, din respect pentru dumneavoastră, din respect și pentru cel din spatele nostru, să o facem aici. Să o facem aici și o să vă spunem tot ce trebuie spus, tot ce credem noi că trebuie spus. Deci, încă o dată, scopul nostru de a forma această echipă, nu? Se numește Petrolul 52. Îmi permit să vă spun în câteva cuvinte și de ce. Pentru că s-au lansat deja niște idei undeva pe acolo, prin grupul acela de la
de la pe lângă trecum că nu acceptă nimeni un clon. Petrolul 52 nu este clon. Dacă este să săpăm în spate și petrolul cel al nostru care a dat faliment, puteam numi clone, pentru că el, pe certificatul de identitate sportivă, în spate, ce scrie domnul Marian Diva? Scrie Astra. Și după Astra scrie petrol, pentru că așa au fost lucrurile în 2003. Deci nu asta este esențialul. Noi nu putem și nu ne putem numi clone dintr-un singur motiv. Acest petrolul 52 a fost format de către noi cei de mai vechime, deci cei din perioada 60-70, în iulie 2003, când a avut loc, dacă vă mai amintiți, ce în vârstă știu foarte bine, acea fuziune de pristă amintire dintre Astra și Petrolul, fuziune care s-a dotat unei incapacități de plată a domnilor de la Petrolul din acea vreme, au vândut echipa la Galați, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, din decembrie 2003 iar a dispărut Astra și a venit Petrolul, în sfârșit. Deci noi am format atunci și avem dosar, am scris aici, am format această asociație cu simplu motiv de, am spus, noi nu cerem nimic, nu vă încurcăm nici în ideile noastre în campionatul pe care îl țineți noi, dorim să prezentăm ce istoria, palmaresul, dacă vreți, sigla, tot ce depinde sau ce a depins de noi, cei care am lucrat în teren pentru acest club. Aceasta este, deci nu ne putem considera și nu ne putem considera ca o echipă care a venit undeva și vrea să încurce interesele viitorului Petrolului. Pentru că mai devreme sau mai târziu, Petrolul Ploiești tot va învia, așa cum spun foarte mulți, Petrolul nu moare niciodată. Deci pe ce ne bazăm? Ne bazăm pe faptul că suntem împreună, suntem aici 20, dar probabil că vom fi și am fost mai mulți în momentul în care am făcut fundamentul acestei asociații. Așteptăm de aici încolo toate formele necesare pentru a vedea unde vom ajunge, probabil în Liga 4. Și încă o dată repet, dacă între timp formele de care înseamnă falimentul se vor finisa, toate lucrurile vor merge la primărie, primăria va avea dreptul să aleagă ce dorește. Și în funcție de ce dorește primăria, noi putem spune, doamne, continuăm pentru că nu suntem mulțumiți, sau nu mai continuăm și continuați dumneavoastră. Încă o dată spun însă, ideea de bază care ne-a călăuzit și pentru care suntem aici este faptul că dorim, așa cum cred că doriți și dumneavoastră, o echipă curată și fără imixtiuni politice. Asta nu înseamnă că politicienii trebuie să rămână la poarta stadionului, asta înseamnă că orice om politic, poate și președintele țării, dacă vine aici să dezbrace de haina politicului și să devină susținător al clubului Petrolul și a echipei Petrolul. Sunt probleme de surmontat în această perioadă, nu sunt probleme deloc ușoare, va trebui construit o echipă, va trebui create niște fonduri. O să ne descurcăm și aici, în primă instanță, prin noi înșine, după aceea cu cei care sunt alături de noi și care încă iubesc ideea Petrolul și vom vedea. Vreau să mai ating o problemă pe care m-am stat puțin și m-am gândit chiar azi noapte. Mai este o gruparea lui Vivi Răchită, care dorește același lucru. Vreau să știți, să cunoașteți, că noi i-am întins mâna lui Vivi și a zis, Vivi, de ce nu vii cu noi? Noi suntem foștii, suntem 20 sau 50, tu ești singur. Sau cu cineva pe lângă tine. De ce nu dorești acest lucru? Pentru că noi nu dorim să concurăm cu nimeni. Noi dorim, încă o dată spun, să ajutăm la reconstrucția cât mai rapidă a acestei echipe. Ar fi mai multe de spus, poate așteptăm întrebări la dumneavoastră, poate colegii mei mai au ceva de spus, nu? În așa fel trebuie să plecăm de aici cu o idee ceva mai clară și prin dumneavoastră să cunoască și cei care ne iubesc și cei care nu ne iubesc. Deci să cunoască care este adevărul despre această acțiune și care este interesul nostru. Dar vreau să vă adresez eu o primă întrebare. Vivi, a fost Avi la CSM, nu? Bine, a lăsat o cerere acolo. Însă, domnule, trebuie să luăm contact cu șefii noștri. Astăzi, când am văzut că nimeni nu ne spune nimic, la 9:30, 10:20, am fost împreună la domnul director. Am așteptat puțin de la jurista acolo. Am intrat, domnul director a fost luat pe telefon, l-a sunat pe Vivi. Vivi a spus că nu are aprobarea primarului sau că primarul nu a vrut timp, ceva în genul ăsta, pentru că nu noi am vorbit cu Vivi, ci domnul director.
Acesta este motivul pentru care a venit aici, v-am adus la cunoștință. Nu cred că a sesizat ironia. Măcar aici ați avut voie să faceți? Sau? A, aici? Aici nu. Aici nu, dar am considerat că aici suntem în spațiu public, nu mai suntem în proprietate, nu? De acolo înainte este proprietatea CSM-ului. Noi nu avem nicio vină că să spun adevărul, că dânsii sunt proprietarii, nu? Nu avem pretenție să fim noi proprietarii, dar ăsta este adevărul. Dacă cineva crede că am greșit, poate da judecată, noi am venit lângă tăticul nostru. Fiecare are scaunul la cap și n-am lăsat cu da. Un moment important și efectiv sunt dezamăgit că vă văd aici, nu că vă văd acolo din cauza unor oameni care nu pot să ajute. Să știți că e mai bine aici, ai altul, da? Nu, de ce să păsăm mâna unul oameni? Fiecare și are probleme mici și tocmai de-aia eram chiar trist să văd că într-adevăr l-am găsit și noi undeva unde putem să stăm, să discutăm, să vedem în spatele nostru Fece Petrolul Ploiești. Chiar eram, când am văzut că aici după aranjați, scaunele acestea, chiar trist. Dar de situația... Situația în sine este într-adevăr chiar opositoare. N-aș putea spune decât atât, îmi pare rău. Am găsit niște oameni deosebiți întotdeauna aici, timp de cât am stat aici. Îmi pare rău că s-a ajuns la nivelul acesta, în care nu se poate înțelege ceea ce era necesar. Adică o echipă a noastră, a tuturor, deci a noastră, consider că suntem tot așa petroliști, eu mă consider petrolist, în care să fim deschiși toți. Să, într-adevăr, cum a zis și Nea Mircea, să nu existe politic, dar politicul să fie lângă noi. Să ne ajute pentru o echipă a noastră, a petrolului. Domnul Adrica, spiră și reciproc acum moment. Nu. Din câte știu eu, poate Tavi știe mai multe. Apropo, eu vreau să vă spun două vorbe numai despre relația mea personală cu Vivi Rechită. În 2008, când am luat ființă, după cele 15.000 de semnături, după apelul ziarului sau revistei altfel, nu? Am ajuns la un moment dat și împreună cu Marian Manea, cu Dragoș Pătraru, cu Dr. Miu, cu Mihai Cristache și cred că am avut cineva cu noi, am fost la Păurești la Vivi și am propus să vin antrenor. A venit antrenor, m-a sunat de fiecare dată, până acum două luni, când probabil văzând că am alte idei decât ale lui, nu mai m-a sunat. Pentru mine nu este nicio nenorocire, pentru că eu nu-l iubesc pe Vivi și nici nu aștept ca Vivi să mă iubească pe mine. Trebuie să iubim împreună și eu și el și dumneavoastră și noi, dacă nu, echipa Petrolului, ci ideea de Petrol. Așa cum spun foarte mulți, Petrolul nu moare niciodată. Tavi, să înțelegem că acest proiect va demara indiferent de ce va fi în paralel al proiect? Va demara atâta timp cât autoritățile locale nu au structurat o nouă societate care se va numi Petrolul Ploiești. Și Petrolul Ploiești, în momentul în care se înființează, rostul nostru al Petrolului 52 nu putea face concurență Petrolului Ploiești. Deci asta de la început trebuie stabilit. Apoi, acum am rugăminte la dumneavoastră, la presă, să puteți lua părerile tuturor colegilor, cei care sunt alături de noi, ca să vedeți părerile tuturor și să puteți trage concluziile dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce înseamnă acest proiect. Este un proiect inițiat cu sufletul, este un proiect care își dorește o unitate în gândire, își dorește o apropiere față de suporteri, față de suporteri. Vreau să vă spun de la început că nu vrem să inițiem un proiect care să nu fie agreat. Să găsim împreună cu autoritățile locale cele mai bune soluții vis-a-vis de ceea ce înseamnă proiectul Petrolul Ploiești. Strict la ceea ce demarăm noi acum, este o chestie care a venit la inițiativa grupului și vrem să asigurăm continuitate din punct de vedere sportiv unui viitor Petrolul Ploiești. Ce înseamnă acest start? Cum ar veni? Căutați jucători? Sau sub ce formă? Înscrieți echipa undeva? Da, grupării cu echipe care să fie înscrisă la nivelul campionatului județean. Am portat niște discuții cu domnul de la JP, Prahova,
și o să vedem care este soluția optimă pentru înscrierea echipei într-un campionat. Vis-a-vis de fondurile pecuniare? Fondurile aparțin în prima fază prin donații proprii plus sponsorizări din partea unor firme care au agreat acest proiect. Consider că pentru nivelul campionatului județean se poate obține un buget suficient, flexibil, care să poată duce la funcționarea în parametrii normali a acestei echipe. Și ulterior? Ulterior așteptăm, nu cred că municipalitatea va tergiversa așa mult formarea Petrolului Ploiești pe care ne-l dorim cu tot. V-am spus că este o soluție de continuitate sportivă și vreau să fie înțeleasă sub această formă. Ultimele discuții cu suporterii, rezultate? Ultimele discuții cu suporterii au fost atunci când ne-am întâlnit cu toții, când s-au căutat soluții pentru salvarea ESA-ului gestionat de Capră. Și atunci lucrurile au fost împărțite, pentru că eu cred că și părerile suporterilor sunt împărțite. Ar fi foarte bine ca să se ajungă la o unitate de gândire și să facem împreună suporte, grupul de investitori, Consiliul Local, noi putem veni cu susținerea noastră, o unitate de gândire pentru un proiect nou. Și concret, fotbaliștii unde să vină, să zic așa? De unde să vină? Nu, unde, când, ce? Sunt niște, e o structură a clubului. Detalii, da, care le asumăm. Acum este foarte greu să inițieze formarea unei asemenea echipe, însă în momentul în care am făcut această discuție și am făcut public intențiile noastre, vom demara ceea ce înseamnă aducere de jucători. Vrem să dăm posibilitate jucătorilor din Ploiești și din județ, această echipă pe care o vrem să o inițiem, să devină o selecționată a județului și să fie reprezentativă atât pentru Ploiești și pentru județ. Ne gândim și la cei mici, sigur că da. Intervin eu aici. Să știți, înainte de a veni această idee, Plouă Petrolul sau Petrolul 62, am încercat tot timpul pe unde m-am aflat să-mi spun punctul de vedere. Primăria Ploieștiului, un oraș mare, un oraș puternic, pentru că n-a avut de suferit după urma recesiunii ca alte județe, nu? Un oraș rău, dar în sensul bun al cuvântului, care are și bani și poate face ceva, dar doar că, așa cum spunea și Tavi, când este vorba despre fotbal, încep oamenii să se împartă, nu poate să, deci mă refer la primărie, trebuie cât mai urgent posibil și am spus, am propus, cred că odată n-am ajuns la niciun ziar sau la niciun studio să spun acest lucru, să stabilim și o dată și data să fie 12 octombrie, este ziua în care noi vom sărbători 50 de ani de la victoria împotriva Liverpool, să creăm și un centru de excelență sau o academie de fotbal în Ploiești, după modelul Cică Hagi. Niciodată federația nu va veni să creeze un centru la Ploiești, pentru că este prea aproape de București, pentru că sunt alte interese. Avem nevoie de orașe mai departe, de orașe în sfârșit care, cum a fost Timișoara sau Târgu Mureș. Deci, ce înseamnă asta pentru primărie? Primăria spune că nu are voie să plătească fotbalul profesionist. Și asta este adevărul. Nu ai voie să plătești jucătorul profesionist, nu ai voie să plătești antrenorul profesionist, nu ai voie să dai prime de instalare. Dar când este vorba de o academie de fotbal, de un centru de copii și juniori, poți să plătești totul de la A la Z. Asta ce ar însemna? Însemna un centru de copii și juniori cu 500 de copii. Până acum ce am avut? Petrolul a avut centrul lui, asta are centrul lui, Competul avea centrul lui, Oldești avea centrul lui și nu ieșea nimic. De la Nicolae Nuță sau de la Marinescu sau de la Sebi Tudor, nu mai știu care, n-a mai ieșit nimica. De ce? Pentru că oamenii sunt prea puțini. În primul rând, și organizare pe asta este adevărat, nu? Ca să-ți mai iasă un cică, Hagi, este cel puțin 100.000, 200.000 de jucători. Și ca să revin,
spun, având 500 de copii, ai lângă ei 1000 de, de părinți, ai lângă ei 1000 sau 2000 de frați, ai vecini, ai rudele, ai neamurile. Deci, dintr-o dată, municipiul a, a făcut ceva pentru ce? Pentru oamenii din Ploiești. În afară de faptul că îi strângem după stradă, că îi aducem la un fotbal organizat. Deci asta este treaba de mare urgență a primăriei și vă spun un lucru și, și eu zic că este și onorific pentru cei care vor iniția acest, acest proiect. Mai am un singur remarcă privind suporterii. Eu cred că am ajuns în momentul în care suporterii sunt cei mai importanți în această construcție, poate și în alte construcții și în alte idei. Este adevărat că am avut o, o galerie foarte frumoasă, o galerie care s-a dat și în petit. Eram pe la București în Comisia de Disciplină și știm câte miliarde s-au, s-au plătit. De ce? Pentru că aceste miliarde s-au plătit și știți mai bine că vine în momentul în care anumiți membri ai galeriei care erau plătiți de domnul Capra, n-au mai fost plătiți, s-a creat această, această ruptură, ca să vă spun altfel, și au apărut și acele probleme. De ce spun asta? Pentru că au dovedit din nou aceeași suporte cu aceeași, cu aceiași membri, cu aceiași conducători. În ultimele etape, din păcate, n-am fost să văd aici, dar citeam mereu și mă uitam în mass media, au dovedit că se pot susține exemplar echipa aflată în colaps. Era echipa retrogradată, nu? Și am înțeles că nu s-a creat absolut. Deci, atunci când au dorit, s-a pus. Iar acum este greu și îmi pare rău că trebuie să dau un exemplu. M-am abținut până acum, dar când am văzut că se ridică problema suportelor, îl dau exemplu pe, pe Octav Preda, un fost coleg de-al dumneavoastră, ziarist și el, după părerea mea, cu mult peste nivelul general al suportelor, care în ultima săptămână, dacă nu mă înșel, acum 10 zile, a publicat pe Facebook sau pe site-ul genul ăsta, în care pe toți cei pe care suntem în fața noastră ne-a făcut praf. Că ce căutăm pe aici, că unde am fost în momentele grele, cu ce am contribuit noi, eu cred că am contribuit ceva, cu ceva, uitați. E aici domnul Alexiu, care a înființat asociația imediat atunci, în 90-91, Constantin Tabacea. Băiatul s-a murit pe teren, deci poate, poate că a făcut și el ceva. Mihai Mocanu, s-a amputat un picior acolo unde a avut fractură. N-a avut-o la restaurant, a avut-o în teren, ca și Costică Tabacea. Și poate mulți alții, și din cei care sunt aici, și din cei care lipsesc, unii dintre ei ne mai fi nici printre noi. Deci este o, este o oarecare diferență, este poate o... Eu sunt convins că Octav a semnat numai așa la picol și știu că se va supăra pe mine, dar o spun ca să afle toată lumea. Dar de aici și până ajunge să, să arunci cu pietre în cei care au făcut ceva pentru petrolul, e dureros. Da? Păi de-a lungul despre treaba asta, păi Puiu Dridea a fost antrenor la petrol, Mircea Dridea, Șomic Pal. Deci n-am făcut chiar nimic. Da, eu am făcut eu am fost jucător, mi-a fost jucător. Deci cum n-am făcut chiar nimic? Președinte de cui? N-am făcut chiar nimic pentru clubul ăsta. E foarte, nu știu ce nimic. Nu am putut să zic așa ceva. Abi, la discuțiile de săptămâna de cu cei din Consiliul Local. Domnul Cojocanu, să nu uitați. Mai o secundă, vă rog, că e pe lista PNL, domnul Octav. Referitor la discuțiile de săptămâna trecută cu cei de Consiliul Local. Eu cred că o concluzie sau că... ar trebui să-ți răspundă și încă unul dintre, dintre colegii mei care au fost de față. Eu nu cred că tu ar putea să spui... Referitor la ce? Referitor la discuția care am avut-o cu... domnii consilieri la discuție, o parte din consilieri locali care au venit cu două, trei propuneri, să zic așa, e ca petrolul să facă parte din CSM, ceea ce, din de vedere juridic, nu se poate. Eu i-am propus unuia dintre consilieri ca să desfințăm ramura sportivă, fotbal, din CSM și să creăm petrolul cum e normal să fie, cu centru de copii, așa cum a fost dintotdeauna. N-au agreat, bănuiesc, acest lucru. Au zis că mai bine am face din CSM petrolul, cu toate ramurile sportive, cu sportiv. Mi-am spus că există un CSM petrolul, care nu poate să se amestece cu care are celelalte sporturi, ce are atletism, gimnastică. Și până la urmă s-a creat, să zic așa, în coadă de pește, adică s-au ridicat, ne-am dat mâna. Bun, vreau să continui, vreau să vă spun că
s-au putea niște puncte de vedere, a fost o discuție, o discuție nu oficială, cred că o discuție neoficială. Vreau, v-am spus că ne dorim să fim apolitici și vrem ca cei care cărora le aparține, în primul rând, responsabilitatea formării Bătrânului Ploiești, și anume Consiliului Local și, sper, domnului primar, deci le aparține responsabilitatea, să gândească foarte bine la faptul că politicul trebuie să susțină activitatea sportivă și să nu o conducă. David, dacă demarați acest proiect și peste 3 săptămâni începe și celălalt, ce face? A spus că activați până... Care e celălalt proiect? Exista un plan și pe partea celălalt. Nu a fost anunțat de niciun plan, nimeni n-a ieșit să ne spună un alt plan. Și atâta timp cât va exista cineva care să inițieze un alt plan, este ok, este dreptul lui, al celor care îl inițiază. Ne vom opri în situația în care primăria, Consiliul Local, va forma echipa Petrol Ploiești. Deci nu altă, alt proiect, altă grupare. Îmi permiteți o intervenție privind problema asta, alt plan. Noi ne-am adunat aici să susținem o idee. Da? Ideea, după părerea mea, întâi cuvinte înseamnă ca petrolul să rămână, să existe, să nu moară niciodată, așa cum bine zice galeria prima de Sanile. Și susținem o idee în care, sigur, putem rezolva ceva fără bani sau cu bani foarte puțini. Noi am așteptat, și eu personal, și cred că sunt în asentimentul tuturor, am așteptat acea minune de câteva luni bune, dacă nu chiar an, acel mare salvator care trebuia să vină, era așteptat fie prin persoana șeicului ăla, eu știu, poveste, fie prin echipele nu știu care, nu știu care, care echipurile ne luau sub aripa lor, nu s-a întâmplat nimic. Și acum, această situație în care ne aflăm, punctul meu de vedere, și eu sper să fie și acelălalt. Dom'le, dacă vine cineva și pune banii aia care nu mai sunt și îi pune la loc acolo frumușel și echipa își poate continua, cel puțin în cadrul în care a existat, nu? Și poate să-și continue activitatea la nivelul la care, practic, prin meritul sportiv, nu am ajuns în Liga a doua, da? Bun, ne continuăm treaba, nu e o problemă, Petrol a mai fost în Liga a doua, a revenit și a luat și chiar rezultate chiar frumoase și după aceste, mă rog, căderi. Dar există acest om, îl știți dumneavoastră, îl cunoașteți, se arată, nu știu, se speră, unde este. Și atunci suntem puși în fața unei situații în care nu există alt plan ăla de care vorbim. Nu există, noi nu-l vedem. Și să venim cu o soluție, sigur, care nu va mulțumi în mod sigur marea masă de oameni, pentru că lumea a venit la acest stadion frumos și noi venim cu mare plăcere să vedem o echipă jucând într-o ligă superioară, fără doar și poate. Ce credeți, că ne face plăcere să jucăm chiar în unele, eu știu, comune sau unele terenuri, eu știu, care nu prea, eu știu, întrunesc, să zicem, acea nevoie de calitate maximă sau mare. Și vrem pe acest stadion să fim la nivelul cel mai mare. Dar care este această soluție? Că noi nu știm. Și nu prea o văd. Dacă dumneavoastră o știți, poate, eu știu, ne puteți spune. Și noi mâine revenim asupra acestui lucru, cred, da? Dacă există această soluție, să putem continua la nivelul cel mai mare. Încă o dată spun, sub numele de petrolul, continuând cu petrolul și făcând, eu știu, ca aceste performanțe pe care le avut și pe care noi cei aflați aici, nu pe aceste scaune, ținem foarte mult la ele pentru că am pus și noi o cărămidă acolo la această istorie frumoasă, eu știu, și la palmarestul ăsta, zicem noi, destul de frumos pe care petrolul are și pe plan național și chiar pe plan internațional. Deci aceasta ar fi problema, pentru că noi nu suntem aia care vrem să ne luptăm sau să impunem ceva, să băgăm pe gât ceva. Nu, noi vrem, am oferit o soluție. Poate să fie bună, poate să fie în final moartă, dar trebuie să o dăm. Trebuie noi cei de aici să participăm cât de cât și să susținem o soluție, nu? Aceasta este puterea noastră, să susținem această soluție, în condițiile în care mi s-a explicat până acum despre ce este vorba. Și încă o dată, dacă vine acea soluție
fenomenală, să salveze echipa, să salveze falimentul, să salveze toate lucrurile astea. Ne scade pălăria și ne place și nouă să vedem la meci, să vedem la nivelul cel mai bun la care poate să participe Petrolul la Curacfală în campionatul național. Dar Volens Nolens, să știți că tot de politic o să depinde până la final, câtă vreme votul final este dat de consilierii. Ei sunt înregimentați politic. Cum va fi, cum nu va fi, tot la mâna politicului va fi. Și de aceea vreau să-l întreb pe Tavi, în ideea în care să admitem că va fi dat verde pentru acest proiect, se va juca pe Ilie Oană? Nu, eu întreb vis-a-vis de bani. Nu, în ce vrem. E clară treaba. Cu siguranță, da. Volez doles la ce te referi. Dacă proiectul este agreat de către primărie? De către primărie și ei consilieri. Probabil că acolo se va ajunge, nu? Cu siguranță. Se va ridica mâna, tu, da, tu, nu, și așa mai departe. Deci e clar că în momentul în care avem girul primăriei și consilierii au luat decizia asta de a ne da posibilitate să reconstruim Petrolul București, singurul loc unde se poate desfășura o activitate, meciurile oficiale este stadionul Ilioana, pentru că este făcut pentru Petrolul București, uitați-vă, este de utilitate publică, dar n-am văzut nicio activitate în el. El este creat pentru echipa Petrolul București. Și pe bani publici, stai. Ok, și pe bani publici. Deci numai pe banii creștere. Ok, altceva? Da, vreau să vă întreb dacă simțiți așa vă să... E un iz în aer că faceți acest demers în van. Se poate orice. Am fi aici dacă... Deocamdată suntem plini de... Deci de-aia suntem aici, ca să putem să demarăm acest proiect. Nu adică să stătem în... Nu, dar știți cum e. Când pornești la un dat, te gândești și la... Ne pornim, deci noi am pornit. Poate este cineva mai bătrân și noi am pornit. Domnul Angelescu. Noi am venit aici să ne spunem cu de vedere și să plecăm de aici și cu speranța că și dumneavoastră veți fi alături de noi. Și este bine ca ziariști, ca oameni de fotbal, ca oameni care aveți condeiul și ecranul în față, nu? Mâine, poimine, când aveți timp și se lași dumneavoastră idei, să ne spuneți, doamne, suntem de acord cu băieții așa sau nu suntem de acord? Noi credem că soluția este alta. Deci dacă stăm așa, adică eu zic că și presa are un cuvânt de spus, de ce să nu... Dumneavoastră v-ați uitat, domnule Dridea, site-urile astea, vedeți care sunt reacțiile la ceea ce scriem? Adică știți că din Lingăi, din Pupincuriști, nu ne scoate nimeni? De dumneavoastră sau de noi? De noi. Da. Adică dacă acceptăm să scriem despre așa ceva... Dar cine scrie? Trebuie să facem mașinist. Oameni! Nu trebuie să îl verificăm, nu știu dacă îl scrie Gheorghe Ion. Și ca ziarist trebuie să vă asumați niște. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar ca idee, ca să vedeți cum este, că am sesizat apelul domnului Dridea, pe bună dreptate. Chiar are dreptate când spune ce spune. Să ne aplecăm, să scriem, să... Da, scriem. Dar am spus-o, puteți scrie și împotriva aceste idei, din care puteți și noi să... Sigur că da, e funcție de ce crede fiecare, că până la urmă... Unde este bumba, unde nu am picat noi pe adevăr sau pe direcția dorită, nu? Știi care e, Cristi? Pătruți vă cunosc și l-am văzut la mine. Alții nu știu să fie. Alții iar jurnaliști de meserie în sport, în fotbal, ce facem aici, nu am văzut alții. Apropo de... Mai e dragul și cum mai sunt. Cei care absentează, dar știind că au vrut să participe. Sunt unii care absentează motivați, sunt unii care nu au voie să vină. Cu asta basta, nu închizi discuția. Nu e nicio problemă. În concluzie, acest proiect va demara, clar, și așteptați soluționarea problemei mărcii Siglei să vedeți încotro vor merge. Ce proceduri ar mai fi din punct de vedere sportiv? De fiere? Mai e doar în fiera în campionat, nu atât am vrut să facem. Cum a făcut și francezii și toată lumea. Asta nu vrem să știm. Păi da, domnul Șoni, dar noi zicem de 10 ani, de vreo 20. Deocamdată acum a venit bomba.
Șori, banii acum au... a venit. Șori, nu te și supăra. Vine și mai rău. Șori, nu te supăra, banii au fost. Cum se poate imputa unui om 8 milioane? Banii ăștia înseamnă că au fost. Nu? Unde sunt? Decât că cel care a fost, nu vreau să adau numele, e un analfabet în fotbal. Aici e diferența, de la A la Z. De ce nu spunem adevărul? Domnul Șoni, ca să vin, să vin lângă dumneavoastră. Nu avem nimic de zis de Vivi. Nu avem nimic de zis. Vivi a făcut un proiect. Cine? Vivi a făcut un proiect. Doi primari s-au dus la pușcărie și Consiliul de pe timpul lui domnul Voroseviș, Consiliul de pe timpul lui domnul Bădescu, au dat cu subsemnatul la DNA. Da, am săturat de aceste proiecte făcute politic, făcute pe sumasă, făcute ascuns. Domnul Șoni, în 1963 vedeam de la țară, pe bătat duminica, dormeam la mătușa mea pe o liște năsturel, săream gardul ca să mă uit la dumneavoastră. Mai lua și bile. Asta e greu. Asta e greu. Și acum ați ajuns să fiți umiliți. Domnul Șoni, ați ajuns să fiți umiliți, să stați aici. Niciodată nu fiu. La poarta stadionului. Niciodată. Că domnul Vivi sau domnul primar, care sunt vremelnici, puși politic, peste 4 ani ce facem? Dacă, peste 4 ani va dispărea. Dacă și acest proiect pică, ca celelalte două, ce facem? O luăm de la capăt, dar nu știu dacă mai stai noastră în viață. Ceilalți care vin. De-aia ne pare rău nouă. Că sunt copii de ăștia, acum, care sunt în galerie, au fost trecuți pe statul de plată. Domnul Trida, au fost trecuți prin octav, de exemplu, au fost trecuți pe statul de plată, aici, la club. Este și pe lista de consilieri. În regulamentul Federației Române scrie foarte clar, politicul nu are voie. Permiteți, eu nu l-acuz pe octav. Eu l-acuz doar că s-a lăsat manevrat. Așa, atât, așa. Atât. Eu vreau să mai... Domnul, ați citit istoria, nu? Ala rămâne scris. Așa că poate să fie oricine. Bravo, domnule. Așa că să fie primat cine vrea, cine nu vrea. Peste 4 ani o luăm de la capăt. Nu știe nimic. Vorbesc de fotbal. Bravo. Restul, bravo. Pentru mine, e clar. Când mai ne întâlnim, ne întâlnim între București și Ploiești. Domnul Angelescu a zis foarte bine. Domnul primar nu trebuie să se implice, trebuie să facă un singur lucru, onorat Consiliu. Am două proiecte, proiectul lui Vivi, proiectul acestor oameni care sunteți noastră aici. Cui îi dăm sigla și culorile? Păi cui să le dea dumneavoastră, că dumneavoastră ați făcut sigla și culorile? Dumneavoastră sunteți galben-albastru. Corect, așa este. Dumneavoastră Sandu Bitului ce trebuie să-ți dea. Stați că eu am un insign aici, nu-i galben-albastru. Galben-roșu, că așa a venit Juventus. Știu și povestea cu Juventus. Că suntem mai devreme născuți. Nu suntem mai bătrâni, suntem mai devreme născuți. Peste 4 ani ajungem din nou la mâna politicului. Domnul Dumnezeu, nu se mai poate. A făcut Vivi un proiect, Voroseviș, a făcut stadion, am făcut stadion. Nu ai făcut Vivi, ai făcut pe banii noștri, ai ploieștenilor. Nu v-ați spus, discursul dumneavoastră este superb, dacă l adresați un om din mărie. Noi suntem convinși de ce. Foarte bine, mă. 1 milion de euro avem și toți pornim la aceeași căruță. Nu vrea Vivi. Nu vrea Vivi. Parcă el a jucat singur. Eu spun să ne rupim. Sănătatea să vezi mai... acest stadion al cui este? Al nostru, pe banii noștri. Domnule, dar știi ceva? Știi ce e subscripție publică? Da. Ce este? Hai, domnule, că nu avem... Nu-i vorba de Stefanul aici. Păi, dar nu, dar... Nu-i vorba de Stefanul aici, e vorba de... Discutăm de echipă de fotbal, unde noi am jucat, toți de aici au jucat fotbal. Da, domnule, unii au fost privitori. Da, domnule, știu. Și hai să discutăm, să separăm lucrurile. Eu m-am referit la faptul, numai un pic, că și la Craiova există politic, și la Iași există politic. Da, de acord cu tine. De acord cu tine. Nu. Acest stadion e construcția publică, este făcut și Nainicea știe mult mai bine decât bine. De către banii cetățenilor orașului Ploiești, acest teren așa a fost cumpărat. De aici. O parte din terenul ăsta, să știm un sigur lucru, că a aparținut boierul Dumitrescu, chiar și o parte din el, părinților mei, și a fost cumpărat de către cetățenii orașului Ploiești, a băgat mâna în buzunar, asta e subscripția publică, și l-au cumpărat și l-au făcut. Iar și echipa Petrol, adică Juventus, tot vă știți că publica a fost adusă de la București aici. Că vorba a luat ființă. Juventus a venit la Ploiești pe ordin politic.
în 52, când erau prea multe echipe muncitoriști în București și a rămas Noi, ceea ce spuneți dumneavoastră, o știm cu toții, este stadionul tuturor, dar unii uită acest lucru. Unii uită că este stadionul tuturor. Stadionul tăi trebuie luat de către cetățenii orașului Ploiești și administrat de ei, nu de primărie, nu de nimeni. Ca și echipa de fotbal pe drum. Asta trebuie mers și discutat la federație, înscrisă. Nu după 4 ani, mers acolo la federație și înscrisă direct în divizia B sau divizia A. Nu mai ne lungim cu 4 proiecte. Federația n-are timp. Și în al doilea ne lungim. Pentru că se va întâmpla dacă vezi ca la alegeri. Sunt 70% din oameni sau salarii din nu știu care cartier, nu interesează pe totul și fotbalul. Aici sunt, după părerea mea, din 200 ceva de mii de oameni, sunt 20 de mii de oameni care sunt suflet cu noi. Sunt alții care ne simpatizează, nu? Este greu să faci un referendum care probabil te costă în jur de 100 de mii de euro, în organizarea lui, ca să aplice. Pentru că eu sunt convins de acum că toți vor vota, sau o mare majoritate, precum dânsul sau precum dânsul, în afară de noi care vorbea, suntem din plecare 100% cu acest proiect. Deci un referendum este greu de greu. Și cine îl face? Primăria, nu? La primăria are de niște lucruri mult mai simple de făcut. Primăria are niște lucruri mult mai simple de făcut. Domnul Drida, poate nu știți. Primăria nu are de ce să se implice